Astăzi, Galeria Rotenberg Uzunov, împreună cu Asociația Culturală pentru Sprijinirea Altelor Frumoase, se alătură eforturilor noastre prin proiectul Arta de Speranțe. Acest proiect va aduce bucurie, lumină și speranță copiilor greu încercați. Lucrări de artă vor fi donate și așezate în saloanele și rezervele în care copiii bolnavi de cancer stau internați perioade îndelungate, având nevoie de susținerea noastră, a tuturor celor care înțelegem că prin dăruire devenim parte a salvării lor. Sunt Nicoleta Stoenescu, președintele Asociației Aripi Spre Viață, asociație care de 10 ani sprijină schimbarea condițiilor în care sunt tratați copiii diagnosticați cu leucemie, talasemie și alte tipuri de cancer. Totul a pornit de la faptul că eu am trecut printr-o experiență prin care trec acum sute de copii care sunt internați în acest spital și am văzut care sunt lipsurile. Dacă în urmă cu 7 ani eram la etajul 6, unde am renovat saloanele și rezervele, toate dotate la standarde corespunzătoare tratamentelor hemato-oncologice pe care noi am început să le practicăm. Și ce a însemnat această renovare? A însemnat un pas foarte important spre normalitate. Ulterior, ne-am gândit foarte mult și am realizat că va fi foarte dificil să-i tratăm pe toți pacienții în spital, în condiții de spitalizare continuă. Și cu ajutorul unor oameni care au înțeles și au simțit și au rezonat alături de noi, am reușit să obținem o sponsorizare prin care am pus bazele acestui centru de spitalizare de zi. Astăzi ne aflăm aici în primul centru de spitalizare de zi, construit pentru copiii care au nevoie de internare de zi. Acest centru este o părticică dintr-un vis mai vechi al meu și mă bucur tare mult că am reușit, mai ales în contextul actual, să-l construim. Evident că am încercat ca acest spațiu de spitalizare de zi să fie unul primitor. În acest context, proiectul acesta prin care încercăm sau dumneavoastră ne ajutați pe noi să înfrumusețăm aceste camere este unul absolut generos. Pentru că este foarte greu să stai ore în niște camere care nu au niciun fel de personalitate. Trebuie să ne gândim la acești copii ca și cum ne gândim la copiii noștri și cărora dorim să le facem viața frumoasă. Și au nevoie să fie susținuți de tot ce este frumos. În acest context de tablourile care vor fi expuse în saloane și în rezerve. Arta este o posibilitate prin care noi ne exprimăm și prin care ne eliberăm sau ne câștigăm puterea de a merge mai departe. Deci arta întotdeauna va alina sufletele și ale celor care sunt în suferință și ale celor care încearcă să dea putere și să ajute în aceste situații, în aceste condiții.